punct de vedere turistic, într-adevăr, este o zonă ideală pentru desfășurarea turismului, este o zonă curată, o zonă ecologică, din punct de vedere sanitar și nu numai. Acest fapt a generat un aflux mare de turiști, deoarece Delta prezintă o garanție din punct de vedere sanitar în această zonă. Ce obiective le propuneți celor care vin și vă vizitează? Delta e complexă și variat. Ca să poți să cunoști într-adevăr Delta, îți trebuie câteva zile bune ca să poți să parcurgi o parte din ea. Cunoașterea Deltei și frumuseței Deltei înseamnă să vii în zonă în perioade repetate, atât de primăvară, vară și toamnă, pentru că fiecare perioadă a anotimpului are frumusețea ei. Primăvara înverzește totul, păsările cuibăresc și perioada de toamnă, când aceste păsări, în proporție de 90% își iau zborul spre alte destinații de unde au venit în primăvară. Ce oportunități au turiștii care vin aici la Murighel? Fiind o comună pe malul apei, având asigurate utilitățile, garanția este sigură prin prestarea serviciilor pe care le fac acești comercianți. Știți că orice societate, orice comerciant, când vine să investească într-o anumită zonă, nu numai din punct de vedere turistic, vine și se interesează ce oportunități au referitoare la utilități. Energie, apă, canalizare, drumuri. Aceste lucruri în Comuna Murighel sunt realizate în proporție de 60%. Proiectele care urmează o să asigure utilități totale în proporție de 100%, toate satele din comună au proiecte depuse pentru canalizare și asfaltare. Garantăm locuitorilor și nu numai și celor care vor veni în zonă că vor fi utilități pe tot teritoriul Comunei Murighel. Accesul în zonă auto se face destul de lejer, drumurile sunt asfaltate, deci accesul este foarte ușor în zonă. Plecarea în Delta se face de la debarcaderul Comunei Murighel, mă refer și în Murighel. Este o zonă aranjată recent printr-un proiect de finanțare, sunt asigurate condiții foarte bune pentru îmbarcare cât și debarcare. Pentru că întotdeauna se știe, ca să ai o zonă prosperă, în momentul în care pleacă un turist în Delta, trebuie să aibă un loc de acces atât pentru pietoni, cât și pentru auto, pentru mașini. Există parcări private, există parcări ale primăriei Murighel, cele de la primăria Murighel nu se percepe nicio taxă, deci toate acestea sunt gratuite. Poate puțini cetățenii României au vizitat Delta Dunării. Pot spune că este un produs prin excelență turistic, prin excelență nu numai turistic, să spunem, din punct de vedere al distracției, ci din punct de vedere al iubitorilor de natură, din punct de vedere al iubitorilor de păsări, din punct de vedere al pescarilor, al vânătorii nu mai este, dar este bird watching, adică o vânătoare cu aparatul de fotografiat. Pot spune, în ciuda situației destul de triste în ceea ce privește turismul, că Delta Dunării la ora actuală este ocupată 100%. Poate și specificul acestei zone, în care locațiile de turistice sunt mici, cu locuri puține de cazare, dar în care găsiți toate serviciile asigurate, adică ajungeți în punctul acesta, acesta este unul din principalele puncte de transfer dinspre Uscat spre Delta Dunării,
unde vă lăsați mașina aici și plecați în delta Dunării. De aici vă mergeți doar pe apă. Nu există mașini. Există o întindere de circa 580.000 de hectare, o întindere mai mare decât suprafața județului Brașov, în care nu găsim decât grinduri, lacuri, apă, stuf, păsări, pește, natură, plaje sălbatice, mare, tot ceea ce a lăsat Dumnezeu pe pământ. De aceea spun că pentru toți românii îi sfătuiesc să viziteze Delta Dunării, pentru că au ce găsi, au ce vedea, găsesc servicii turistice corespunzătoare, de bună calitate, și nu cred că va fi cineva care va veni în Delta Dunării și va fi nemulțumit.